La Cluj, timpul curge altfel. Unii spun că suntem lenți, noi zicem că suntem eficienți. Știm cât de important este timpul. Durează doar câteva minute să completezi o cerere online procesată de Antonia, primul funcționar virtual din România. La Primăria Cluj-Napoca soliciți și primești răspuns în format digital la toate cererile adresate. Ce faci cu restul timpului este alegerea ta. Stai acasă și intră pe primăriaclujnapoca.ro. Timpul curge altfel la Cluj. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Interlocutorul meu de astăzi este rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, domnul profesor universitar Cornel Cătoi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat acest dialog. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, domnule Pădurean. Am aflat zilele trecute cum se desfășoară lucrurile în Universitatea Clujeană în această perioadă mai dificilă, însă tot în această perioadă mai dificilă ați făcut o achiziție importantă. Ați investit într-o podgorie din Transilvania. Iată, Universitatea Clujeană are de acum nu doar livadă în stațiunea Polocioi, ci are și podgorie. Mai exact unde? Este vorba despre o vie, o plantație viticolă la Apoldul de Sus, județul Sibiu, localizată între Miercurea Sibiului, de fapt chiar pe teritoriul orașului Miercurea Sibiului, cum se numește acum, cum este oraș, da? Și aproape de Săliștea Sibiului. Este o plantație cu o vechime de aproximativ 10 ani, dar nu acest lucru este important, ci este important faptul că este într-o zonă viticolă cu renume. Acolo se făceau în perioada comunismului niște vinuri spumante deosebite și de asemenea un coniac foarte bun. Este un microclimat și condiții pedologice, adică de sol, cu particularități care dau un vin mai acid decât în alte, zone, iar aciditatea vinului, acel acid tartric, ajută la îmbunătățirea gustului vinului, se simte mai bine soiul, îmbogățește, să spunem, calitatea vinului. A fost o oportunitate, o societate comercială a decis să vândă din motive obiective legate de administratorii acestei societăți și ne-am gândit că, deși, sigur, este o perioadă mai dificilă, cu provocări, cu multe întrebări, am spus că este o șansă, poate că unică, știți, povestea trenurilor care niciodată nu vine același tren, dacă l-ai pierdut, nu se mai întoarce niciodată. Este o suprafață importantă, devenim actori importanți pe piața aceasta a producției de vinuri, sunt 65 de hectare, cu viță nobilă, de la Sauvignon Blanc, Pinot Gri, fetească albă, Riesling, Muscato Tonel, soiuri nobile certificate, înregistrate la APIA, bineînțeles, astfel încât sper ca din toamnă, iarnă, rog, spre primăvară să avem deja vinuri de calitate, vinuri cu indicație geografică, vinuri deosebite. Este, într-adevăr, este un efort financiar, a costat destul de mult plantația, urmează să preluăm concesiunea de la ADS. Știți cumva și suma care a fost achitată pentru, sau care urmează să fie achitată pentru această plantație? Avem, în total, sunt 550.000 de euro, care se vor achita în două tranșe, dar nu sunt numai cele 65 de hectare de vie, sunt și 1000 de metri pătrați cu construcții în proprietate, care am cumpărat, sunt în proprietate, plus utilajele. Practic ați făcut o afacere foarte bună, pentru că viticultorii spun că replantarea unui singur hectar de viță de vie costă undeva la vreo 50.000 de euro. Poate nu chiar așa mult, sunt vreo 15.000, dar îngrijirea unui hectar până la a produce, adică primii 3 ani, mai costă cel puțin încă 5.000, deci trece de 20.000 de euro numai plantația.
dacă ne referim și la teren, valoarea terenului este cu totul altceva. Aici este terenul. Cei 7 ani în care intră pe rod, practic. Da, da, mai repede, dar oricum, minim 3 ani ca să intre pe rod. Sigur, producțiile economice durează 4-5 ani până când produce cantități suficiente să acopere cheltuielile. Adică este o șansă care nu trebuie să ar fi păcat să o ratăm, pentru că universitatea se îmbogățește cu un patrimoniu pentru învățământ, cercetare și producție, ca să susținem activitățile celelalte ale universității, cu, într-adevăr, cu o investiție de durată. Și, cu siguranță, colegii actuali și cei viitori din universitate vor învăța să o iubească și să o valorifice. Va exista și un cupaj sau mai multe cupaje de vin care vor fi vândute sub brandul USAMV? Probabil că o să mergem și pe cupaje. De obicei, aceste cupaje, cum spune, sunt cele mai căutate. Sigur, în funcție de românii caută și cepaje, adică făcute dintr-un singur soi de vin. Dar probabil că cele mai bune, cu buchetul cel mai complet, aici intervine arta oenologului care pune în valoare diverse combinații, găsește o formulă cât mai bună în funcție de an, de soiurile la dispoziție. Probabil că o să încercăm și sigur o să încercăm să producem vinuri spumante, pentru că strugurii din zonă se pretează la așa ceva și am avea un avantaj față de alte podgorii, iar cu partea de coniac, sigur, de ce nu, dar în timp, probabil, pe rând. Am întrebat de cupaje pentru că știu că aveți în cadrul universității, pe lângă Facultatea de Agricultură și Facultatea de Știință și Tehnologia Alimentelor și sincer să fiu, de-abia aștept să văd vinul spumant și de asemenea bomboanele cu coniac care o să fie produse de studenții care vor cerceta acest domeniu. Fără îndoială că avem un avantaj față de alte universități, să spunem, toate specialitățile, toate programele de studiu, toate facultățile sunt complementare, astfel încât și aici, în cadrul VIE, cu siguranță, horticultorii se vor ocupa de învățământ, cercetare, producție în vie și pe urmă, împreună cu cei de la Facultatea de Știință și Tehnologie a Alimentelor, vor găsi cele mai bune variante de a produce vinuri de calitate și nu numai, sunt și alte colaborări. Am început producția de oțeturi, sigur, cu mare valoare, din sucuri naturale, din mere, din struguri, și iată că se lărgește paleta. Și, de fapt, ce este important? Ce este important? Ca și, să spunem, educația cei 7 ani de acasă, care marchează un copil. Ce vede în familie, valorile familiei, credința, modul de a privi viața, se imprimă, probabil, pentru tot restul vieții. Așa este și sunt studiile universitare. Dacă un student ajunge într-un mediu prielnic și preia modelul unei universități în care profesorii nu predau doar teoretic, au cunoștințe practice, au experiențe proprie, pot demonstra acasă, să spunem, în universitate. Uitați cum puteți crește via, uitați cum se tunde, uitați cum se cresc animalele, uitați cum se tratează animalele, uitați cum se produce vinul. Sigur, și din punct de vedere al calității și cantității, dar și din punct de vedere economic, să nu un student, un absolvent trebuie să trăiască din profesia lui. Cred că aceste exemple de bune practici sunt cele mai importante pentru studenți, pentru că altfel, să spunem, teorie și se poate găsi la ora actuală foarte ușor pe internet mai mult decât poate să predea un profesor la un moment dat. Am o curiozitate acum la finalul acestui interviu. Dacă în Podgoria, în plantația pe care ați achiziționat-o, se regăsesc și soiuri roșii, nu doar soiuri albe?
Avem doar soiuri albe. Din câte am înțeles, mai sunt producători mai mici, până în 10 hectare în zonă, câțiva, care au plantat în urmă cu 3-4 ani, au plantat pe tească neagră și la prima producție de anul trecut au avut niște struguri extraordinare. I-au, sigur, și organoleptic, gustativ aspect, dar au verificat chimic, biochimic și, într-adevăr, au acumulat și pigment și zahăr. Deci, din cauza încălzirii globale, în ultima decadă, probabil că ar putea să fie și struguri roșii în zonă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc și așteptăm să avem prima producție, să vă zic la mulți ani, să ne spună la mulți ani cu un par de vin de la USAMV, de la Podgoria Apoldu. Mulțumesc tare mult. De-abia aștept. Prieten, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net. La Cluj, timpul curge altfel. Unii spun că suntem lenți, noi zicem că suntem eficienți. Știm cât de important este timpul. Durează doar câteva minute să completezi o cerere online procesată de Antonia, primul funcționar virtual din România. La primăria Cluj-Napoca soliciți și primești răspuns în format digital la toate cererile adresate. Ce faci cu restul timpului este alegerea ta. Stai acasă și intră pe primăriacluj-napoca.ro. Timpul curge altfel la Cluj.